Frecvența costului. La Europa FM. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă întâlnire pe frecvența gustului. Săptămâna trecută am vorbit despre pește, pentru că nu-i așa, e un post în care avem dezlegări la pește. Iar vinerea asta aș vrea să vorbim despre carnea de porc. Nu de alta, dar cum să faci un pic frig afară, cum ne aducem aminte că dacă vine Crăciunul, porcul trebuie să fie la loc de cinste pe mesele noastre. E un prilej în care vreau să ne reîmprietenim cu carnea și mai ales cu carnea de porc, pentru că. Ce-am fi noi românii fără preparatele din carne de porc? Am un invitat special care știe foarte bine ce să facă cu porcul. Este vorba de Marius Verde și este fondator Zimbria, un, un nume care spune multe despre carnea de porc. Bună seara Bun. și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! <laughs> uh, Te-am luat să... de la treabă! Da, nu, 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 e nimic. Erai pregătit Vin cu pentru... drag, da, pentru că vă dați seama. Până la urmă... Toți noi am crescut oarecum. Ne le avem porc în sine, nu doar ca aliment, dar evocă și foarte multe amintiri, pentru că, în preajma sărbătorilor, nu, altfel percepția sărbătorilor, cum ar fi fără porc, nu știu. Absolut, e, nici e, nu vreau e, să ne închipuim nu, lucrul ăsta. Da. Da. da, e un ritual care e construit în jurul porcului și trebuie să-l respectăm ca să intrăm în atmosferă. Da. Și um, noi, de exemplu, am încercat. Um, de-a lungul anilor, să ducem mai departe această tradiție, să aducem cumva alimentele astea, care sunt specialitățile astea de Crăciun, care se fac din porc în general, să le aducem în, în, în actualitate, să le menținem mereu așa cum au fost, dar și cumva tradiția evoluează, nu? Cumva trebuie să o păstrezi, dar să o aduci și într-o dimensiune din asta. să... Fie abordabilă și de către tinereți. Pune-mi un pic, voi aveți o experiență, așa, de cum ați pornit și cum ați văzut că a evoluat percepția și, bineînțeles, și vânzările, tot ce înseamnă consumul de carne de porc. Cum v-a venit ideea să porniți un business, să zic așa, centrat pe carne și a, a înțeles românul, s-a -a schimbat ca obiceiuri de consum? Am cum am început, am început, noi suntem cumva fermieri, avem, am crescut animale din dintotdeauna și lucrurile astea pe care le făceam pentru noi, în general, în casă sau în... în nu, nu, nu ai neapărat legat de porc, dar, de exemplu, pastrama sau miei sau oile sau carne de vit Cumva, toată experiența asta a noastră a trebuit să o. Să, am dorit să o facem cumva -o cunoscută, să o împărtășim, da, către ceilalți. Și, de ce nu. ne Suntem și pasionați oarecum să spun că noi suntem pasionați de ceea ce facem și, în general, de mâncare, de lucruri bune călătorim, ne confruntăm cu diverse realități, cu diverse, cum să spun, și culturi la târgurile la care participăm. De exemplu, de recent, acum am fost la Sial, la Paris, a fost foarte interesantă interacțiunea oamenilor din lume când văd produsele noastre, pentru că, știți ce, a noi avem niște produse care sunt un pic diferite. De exemplu, când mergi la o expoziție din asta și vin toate țările, cu toate bunătățile din lume, ei se cunosc de ani, de zeci sunt de ani. Sunt deja consacrați. Sunt consacrați, nu? Și cine vine, în afară să vezi, nu știu, 20 de tipuri de pata neagră, de hamon iberic, la 100%, sau parma, sau brânzeturi, care uh, sunt niște produse consacrate, foarte bune, dar și cunoscute. Și atunci, într-o realitate ca aceasta, când văd uh, Altceva, adică în realități mai puțin cunoscute cum sunt produsele noastre românești, oamenii demonstrează foarte, sunt foarte curioși, doresc să deguste, să vadă că nu au mai văzut. Deci ei ne primesc și cu brațele da. deschise. Da. sunt. Noi și noi trebuie, trebuie să fim la înălțime. Trebuie nu? trebuie să fim la înălțime și noi trebuie să știm mm. să. -n... Cum să abordăm astfel de situații, pentru că uh, trebuie să ne prezentăm nu neapărat ca o bucătărie etnică, ceva, nu știu, trebuie să ne prezentăm. Artizana, ar, trebuie, artizana, să fie trebuie, să fie trebuie să fie ceva profesionist. susținut Din spate și cu, cu, și cu un, un apil din asta modern, adică nu e ca și cum ai vedea o mâncare indiană într-un colț cu două chestii care, Adică noi avem niște produse care, într-adevăr, nu le-am promovat. Uh, cum trebuie, de-a lungul anilor, pentru că unele dintre ele poate, probabil, au fost foarte industrializate și uh, tipul ăsta de comerț... Care trebuie care, să fie care pe fie câștig, pe s profit. s într-o zonă da. de... Nu, dar foarte bine, fiecare trebuie să facă. Da, nu da, se da. poate, adică, trebuie să să dăm mâncare la toată lumea. Uh, dar uh, calitatea, calitatea este destul de complicat de făcut și mai ales uh, tot ce este... Uh, artizanal, manufacturat, tot ce are de-a face cu meșteșugul, e, nu prea se pupă, să zic așa, cu cantități foarte mari. Știți? Adică cumva exportul din România s-a dus într-o zonă de discount, de magazine etnice, de comunități, adică. Nu, nu putem face fața unei cereri să spunem așa de. E și destul de complicat, pentru că noi să vă spun sincer, avem cerințe uh, foarte ciudate, de exemplu, noi am avut cerințe de la Heralds din uh, Londra, da uhum. am avut cerințe de la um, um, episerii din Franța, uh, din Grecia, dar tipul ăsta de, în afară de Heroes care să zic are o, o, rețea și studiem ceva special pentru ei, un packaging, pentru că și acolo trebuie să te prezinți, trebuie să investești în imagine, în, în calitatea ambalajului, ambalajului, a produsului, da, că doar, nu e, doar e produsul. produsul. în sine, nu? E totul... M-am cam îndepărtat de la porc. Nu, 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 <laughs> dar da. acum vreau să te întreb da. dintre, iată, în toate, aceste, în toate aceste interacțiuni, care a fost produsul care a cucerit, care a, mm. care a fost cel mai, eu știu, apreciat. Produsul nostru de departe, care e un pic așa vedetă, este curcanul nostru coplajar cu fistic și ierburi mediteraniene, care nu e un produs uh, tradițional românesc, e pur și simplu o creație a noastră. Asta ține de modernitate, uh, să, de modernitate să zic așa, modernitate și am, am studiat puțin fenomenul, pentru că uh, eu mă implic foarte mult în uh, și de gust și... Oriunde călătoresc, eu și soția mea, noi asta facem, practic. Am investit în... Păi stai un pic, că, aprofundarea... nu, e, că nu, e, nu e nimic greșit Pentru că și curcanul, apropo de obiceiuri Pe da, care le împrumutăm e, e. Acum la masa de sărbători a românilor Și curcanul a, a fost, să spunem așa Adoptat da. și alături de porc Și el este, măcar dacă nu pe masa de Crăciun Pe cea de Revelion, da, cu siguranță sigur, îl găsim Dar eu voiam să vă spun că um, Produsele din porc sunt foarte bune Dar sunt foarte uh, cunoscute De către, cum să spun uh, Sunt foarte specifice în românului, adică Tobă, Leber, Caltabos Asta n N-ai cum să-i convingi pe cei <trui> din străinătate. Ei chiar... ei gustă, există alternative. Toba asta, cum o facem noi, ei au și ei, italienii fac ceva tot din cap, presată, dar cu alte gusturi, cu alte arome. Ei nu prea mănâncă, am observat, de exemplu, francezii fac ăla, să zic, dar A. ei nu prea mănâncă organe, adică apropo de obiceiuri Bra de consum. Francezii, da, sunt mari mâncători de organe. Italienii, să știți că Italia este foarte greu de catalogat să spun așa pentru că ei au obișnuințe și obiceiuri, și de, la, lor? De, la, de la kilometru la kilometru. Da, deci da, dacă da. ești într-un sat și te duci în alt sat, au mâncare și bucătărie complet diferite. Da. Și, și, și sunt foarte legați de tradițiile da, lor, adică nu vor să se. Tăiem Deci tot. De exemplu, uite, porcul se mănâncă foarte mult și în Calabria, de exemplu, într-un anumit fel, că ei gătesc tot, fac foarte picant, cu gras, cu grăsimă, cu astea și în același timp în um, nord sunt specializați pe crud uscate, pe jambon, prosciutto și au și un standard foarte bun. Datorită faptului că ei, asta nu ne, prea ne ajută pe noi, că de exemplu porcul ăsta care îl avem noi uh, de complex, să spun așa, uh, ne având o cerință specifică uh, în tot de o anumită anum cantitate, nu? De exemplu, A, ca... Uh, problema e de, de vârstă, crescut. la cât îl crește, șase da, luni, un an, Ei, uh, Italienii au un, o, o chestie, trebuie să facă proșută din el, da? Uh -huh. Ca să facă un proșută de calitate, uh, animalul trebuie să aibă o anumită uh, dimensiune, o anumită greutate. Ca un, să zic, dintr-o dintr pulpă de 12-13 kg se face un parmă, 14 kg. Uh -huh. Și atunci, ca să aibă dimensiunea, el crește. La noi se... Uh, Folosește un pic, îl folosim mai mult ca carne, ca atare, să-l mâncăm, cum să spun, porcut da, da, crescut da. în regim industrial. Nu vorbesc de porci crescuți în ferme, cum ar fi mangalita sau fiecare. E o chestiune de productivitate, da? Uh -huh. Ei scot foarte mulți bani. Pe respectivul zâmb... jambon. Jambon, și da? Atunci merită, merită aștepte... investiția, da, fac da. plus valoare și, uh, automat, și restul cărnii, pentru că un animal, după o anumită vârstă textura cărnii, schimbă gustul, scump, gustul se da. schimbă și e o carne mult mai de calitate și în același timp mult mai productivă la crud uscate, la mezelurile pe care le fac ei, pentru că conține mai puțină apă și mai puțin acid uric. Știți? Și chestiunea este acum să ne întoarcem... Uh, Apropo de porc... De consumul nostru de, intern, de, da, că tot s-a deschis da. și la noi, iată, de curând, Târgu de Crăciun. Da, dacă nu suntem și noi acolo, prezenți, dacă avem o căsuță Așa. foarte... Și să știți că trec foarte mult străini și sunt foarte încântați să guste, să vadă produsele noastre, mai ales într-o atmosferă din asta, cum e asta, la Târgu de Crăciun. E, și eu vreau să mă întorc, în, apropo de porc, nu? Că de la porc noi mâncăm absolut totul, aproximativ, Nu? Și nu numai noi, și în alte țări, de exemplu, aș recomanda și doamnelor și domnilor și copiilor să nu fugă atât de mult să mănânce un pic de grăsimea acolo, pentru că nu este așa de grav, adică eu văd-o ca o fobie, asta are grăsimea asta nu are... pe grăsimea okay. de, gustul, de grăsimea gust grăsimea de grăsimea este energie. un semn că animalul ăla a fost sănătos, dacă are grăsime în textura cărnii, dacă a fost hrănit corespunzător că nu e animal suferit pentru că um, grăsimea dă fertilitate la doamne absolut, dă, e implicat în tot la, la, la acum mai... bineînțeles că totul cu măsură bineînțeles că nu, dar o carne slabă, care nu are grăsime, este tare, proteinele prin gătit se, se coagulează, se, se întăresc, da? or, o carne împănată, să nu uităm cât de mult se plătește pe o bucățică de vită Obie din aceea sau împănată, o bagie, o să... tocmai pentru că fibrele de carne Am. au fost împănate cu grăsime și abia atunci e frăgezimea care trebuie. Bine, e, e clar, trăim în, într-o perioadă ciudată, avem foarte multă mâncare și atunci oamenii exact, încep să, asta fie, să fie mofturoși, asta. Da, să fie sclifosiți și atunci considerăm, vai de mine, dacă pe gras nu e sănătos, da, avem confundăm mușchiulețul de porc este are greșime mușchiulețsu de la A, porc care aproape are, nu are grăsime, dacă vrei o, o, vrei o carne slabă. Exact, dacă slaba. vrei un aparato carne slabă. Ai un următor, te duci și pe filete, pe cotlet care e un pic mai mai are textură de grăsime în interior, dar tot e o carne Adică nu, mă, și, și gustul și este gustul diferit e... și exact cum ai spus, până la urmă, să spun diferența o face cantitatea, nimeni n-a spus să mănânci și 3 kg exact. dacă ai mâncat o porție de 150 de grame, de e important de... să fie cu gust. Da, același lucru se întâmplă și cu fructele, adică nu trebuie La să orice mănânci facem cu, exact. cum spun japonezii, mănâncă șase porții de fructe cât să i țin cap în pumn. Adică totul trebuie cumva corelat la la, la persoana respectivă, pentru că unul poate să aibă 2 metri, să aibă să 150 de chile de mușchi da, și exact. să are o nevoie de un alt, Nu putem uh, să, fac, să ne facem comportăm repul. toți la fel. Așa Dar dumneavoastră a spus o chestie foarte interesantă, care consider că asta ne, ne caracterizează epoca în care trăim. A, noi am fost uh, de-a lungul istoriei, evoluției, evoluției da, da, am fost da, da. obligați să supraviețuim lipsei de hrană și ca să ne procurăm hrana, făceam un efort imens, da? Să ne urcăm în copaci, să vânăm, să lucrăm. Ei, și ardeam multe calorii. Oare acum, noi ce avem? Ei, exact timp, în ultimii 30-50 de ani... Avem mâncare multe și nu mai avem sub, exact... Să supraviețuim... Uh, Supraofertei. Da, Supra și, și asta e... Nu, da. Corpul nu, nu, -are, nu, nu, da. are un șoc. Da. Noi, practic... De ce noi suntem o mașinărie care pe o parte tot ce are un metabolism un motor care arde să consume. consume ceea da, ce îi da, dai tu dacă da. mănânci și uh, au apărut și foarte multe de exemplu eu fac sport, da? Și N-am înțeles niciodată, eu am, am și, vă spun, adică eu am pătrățele, nu am probleme, am, am 50 de ani, 48 de ani, dar am pătrățele și mănânc și beau și cumpăr de vin ea. și beau și Spune-ne care sunt uh, produsele voastre, să zic, care sunt bunătățurile pe care le faceți din porc ca să, ca să deschidem un pic apetitul da. ascultătorilor. Deci facem așa pe toate deci, uh, pentru toate gusturile, să spun. Așa. Avem mușchiulețul, cotletul, pieptul haiducesc, care e partea cu grăsimioară, nu să zic așa, toate sunt coapte deasupra jarului, am făcut, avem tobăle, bărcaltă bojumări, da, jambon. la la tobă to povestește încă că știu, da, am știu cum anume da, ați câștigat premiul Gustul Ales și apropo de rețete și de tot ce înseamnă muncă făcută cu oameni, pentru da. că nu, nu avem cum să, să facem lucrurile de calitate, dacă nu există și prezența oameni din câte știu tot acest proces de tocare și de asamblare se face manual. Da, e, e și o chestie foarte... pentru că Toba poate de multe ori zice un produs ar fi un produs care ar să fie... a doua. Nu, nu, este un, vorba, un da. produs la care se muncește foarte mult. Gândiți-vă că se iau jumătățile de cap să pârlesc pentru a, even, a înlătura eventuale reziduri de păr ce mai au, după mm -hmm. care se spală cu perea, se sărează, se pun într-o saramură ca să-i scoată sângele. după care se fi fierb la foc lent, se scot, se desprinde se dezosează, toată, exact, dezosează așa, da, da? după care se alege și se toacă manual cu bulețe. să-ți scot ganglioni, să-ți scot părțile foarte grase, pentru că și acolo trebuie să stabilești un echilibru, da? Și după care, mă, poate, limbă, inimă, ce poți să mai pui, depinde de rețete. Noi, alții, bun de exemplu, noi nu punem. În general, noi nu folosim cum să spun, vrem să scoatem în evidență un gust al cărnii. Authentic, nu e fără ușor să, fără să, o... să folosești foarte multe condimente, foarte multe mixuri, dar asta mi se, mi se pare, mie, o lipsă de curaj, adică să faci un exces de, de sare, de... Acoper de fapt e, sau să. Da, sau în nu te sigur. Da, adică, da, da. De, O carne bună, dar trebuie să ai curajul să o prezinți ca atare, să se simtă un gust, că până la urmă omul poate să-și mai pună el dacă vrea un pic de sare mm. sau să-l pună muștar. sau Nu nu, nu e. Nu, nu trebuie să. Noi trebuie să avem respect și asta am învățat-o de-a lungul anilor și de la alte culturi. De exemplu, am văzut pur și simplu să vedeți un japonez când ia o bucată de ton să zic, partea aia grasă sau nu știu ce, când îl ia în mână și se închină, așa, face așa da. o Apropo o chestie, de, respectul de respectul la cort, de mâncării, prim. da. Unii spuneau că carnea în sine este considerată ca, o, ca un dar. Gândiți-vă că noi dacă am ajuns ca la nivel evolutiv, să zic, la ca civilizație, unde am ajuns, dacă nu am fi avut proteina asta animală să supraviețuim de-a lungul... Și să, evo și până să la evoluăm, urmă, creierul da, nostru da, are nevoie da, de are astfel nevoie, de proteine. Adică da? eu cred că uh, trebuie, într-adevăr apreciată, consumată în cantități normale. Nimeni nu spune să. să acum facem de Crăciun exces. sunt sigur da. că o să facem un pic de exces, Ei, dar este o perioadă limitată asta, și este deslegare la acest tip de, de exces. Apropo de carnea de porc, acum este la foarte mare modă porcul acesta mangalița. Este da. o diferență din punct de vedere gust, din punct de vedere grăsime sau chiar și din punct de vedere al creșterii lui? E, este o diferență, în primul Ce rând, e cu el? Că este un porc care acumulează foarte multă grăsime și au automat având grăsine și în textura cărnii, uh, are o carne gustoasă, ce consider eu că probabil, așa să zic, uh, faptul ăsta cu are mai puțin colesterol, ok, e, e mai, degrabă, și, e mai degrabă, dar depinde zic. de cantitatea, acum nu pot zic mâncăm porc mâncăm mangalița slanină, care o porc și gras și mănânc <laughs> 10 kg. adică totul e, e raportat la, la o, uh, și, de exemplu, mie nu-mi place să folosesc cuvântul ăsta regim, dietă, nu știu cum. Unul trebuie să-și stabilească în baza corpului dacă își cunoaște și dacă, aici mergem pe, pe probabilitatea că este un om sănătos, pentru că în alt... plecăm de la premiza asta, că dacă ești sănătos, da, poți să-ți permiți să mănânci un pic din toate, da, și dacă mai exagerezi o dată, de două ori sau când, este, e normal, problemă, este normal, este că da, este uman, e o, excepție, o recuperezi și o nimic. faci, da, dar să -ți ții cumva asta. Orice abuz. Oricare ar fi el, căi din, din zahăr, din alcool, din carne, orice abuz, corpul îl acuză. De exemplu, noi obișnuim să mâncăm și muș de usturoi, nu se mănâncă în România foarte mult este un gust, dar mai multe doi căței de usturoi uh, pentru corp, el are, e, e suficient o, ca să-și să facă. Capitolul, la capitolul usturoi să nu uităm că există chiar și rețete în care usturoiul se freacă cu ulei se transformă într-un fel de maioneză Maoneză, da. deci dragii mei, acela nu este muștei de usturoi da, mușdeiul da. de usturoi trebuie să fie usturoi cu sare și apă Așa când este. am pus ulei, deja am schimbat noțiunea de, de muștei, avem o maioneză și da, carnea de porc este o carne dar atenție, nu numai porcul, până la urmă orice animal are și zone cu carne împănată și zone cu mai multă grăsime, este până la urmă noi ca și consumator, ca și gospodină, exact. este responsabilitatea ta ce, ce bucată de ce, carne să alegi ce să pui în farfurie și nu în ultimul rând cum este gătit. Pentru că și la capitolul gătit, să spun, o, o carne care este, nu știu, să spun, aleasă grasă și apoi mâncată prăjită intens, îi pierdem din nou calitatea. Deci alimentul trebuie tratat cu respect și trebuie să și ne cu bucurăm să ne bucurăm că... de el în cea mai bună formă a lui. Nu nu, 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 mergem pe principiu sănătos, nesănătos, ci mai degrabă totul e sănătos dacă e făcut cu măsură. în povesteai de preparatele voastre din porc, deci era la capitolul mezelor, da, da, să zic aperitive. Tobă, calta, boș, leber. Avem și jumări, pentru că, bun, de exemplu, Ei aici, jumări, vreau vreau să nu o pe nimeni. jumăra nu o fi ceva el care recomand ca fiind super sănătos. E o carne prăjită în untură. Într-adevăr, o facem... Cum Am anume încercat... trebuie să făcute jumările ca, ca să rămână crocante? Pentru că nici jumările nu este ușor să le faci, să spun așa, de, de calitatea întâia. E... Ea trebuie să fie crocantă, cu un pic de carne dar da, nu prea da, multă. Da, de... da. Clienții noștri, într-adevăr, acum au mai vreo, le, vreo, le vor un pic mai cărnoase. Noi chiar le numim jumări cărnoase și le facem <laughs> din anumite bucăți, de exemplu, de piept să aibă un echilibru de grăsime carne. Uh, trebuie enție și răbdare, adică uh, și niște uh, vase, vase noi, noi avem niște friptioze, să zic așa care reproduc cea unu, sunt din fontă da? și facem șarge mici pentru a ține sub control, adică nu poți să faci uh, jumări și să le controlezi ele trebuie să fie cumva să stea în untură, după care să le, să le simți tu, nu foc nici prea tare, nici aici, prea... Deci da, trebuie, aici, deci trebuie până trebuie la urmă... Moderat, adică um, mă simți, În mâna specialistului da. este, cum anume să fie, ca să se topească grăsimea și să... Și să elimine surplusul de grăsime și în același timp să se coacă și carnea, nu să o prăjești fiind crudă, să o forțezi și după aia uh, partea Rămâne crocantă. Într-adevăr, croca... crocantul ține... e greu de, de, de obținut și de păstrat ulterior. Și păstrat am găsit diverse metode, să zic așa, pentru că umezeala ar fi. Tot ce e crocant, dacă absorbe umezeala din în uh -huh. ambientul în care stă, se moaie. Se moaie, da. da. Și atunci sunt, am găsit noi niște soluții, punem mai niște sare care nu neapărat să sărează, dar absorbe în Umezala umezeala din, dintr-un dintr pachet. Da, noi, fiind așa. Avem toate condițiile deci suntem cu ștampil ovală pentru schimburi intracomunitare, dar în același timp, noi suntem un laborator, un atelier laborator, manufacturier de carne, să spun așa, pentru că nu suntem o fabrică care facem Producții cantități mari. din aceștia. Da, da, da. Dar muncim foarte mult, și nu prea avem atâta spor. Adică și <sus> sunt multe produse, pentru că noi fiind un producător care își menține și magazinele sau standurile din produse proprii, atunci ar trebui să dăm o cât mai, cât mai uh, multe, adică pro, produse. Da, putem da, să da, diversitatea, o vitrină, diversitatea, exact. Trebuie să contează, și atunci da. Ză... Nu mai e cantitate, e diversitate, da, și o alimentație sănătoasă, da. da, cu diversitate. Apropo de porc, uh, și faptul că, iată, și italienii, și spanioli iubesc porcul, noi nu mărturisim dragostea asta, așa, cu toată, cu toată gura. Uh, țin minte că la un moment dat uh, și obiceiuri, și până la urmă curiozități, țin minte că am fost uh, uh, la Barcelona, și acolo este exact cum ai spus tu de herald este un, un magazin din ăsta, o delicaterie, yes. în, care, în care erau sunt acolo frații Adria care au făcut mm. sunt celebri la capitolul restaurante cu stele mm -hmm. și am descoperit o curiozitate niște pungi enorme de șorici de porc care fusese aproape aș spune nu știu, expandat, expandat da. da și care era extrem de uscat ca un chips și făcut efectiv doar șoriciu pus probabil în grăsime și prăjit. Iată o, o, formă în care, să spunem, să poți să, să transformi un produs ce s-ar considera de calitate a doua, a treia, într-o într, într, într delicatesă. La capitolul șoriciu sunt mare fan pentru că are foarte mult colagen. colagen. Da, oamenii au suplimente prin, din pastile și uită de piftie și de șorici care înseamnă colagen. Cum anume reușiți să faceți, pentru că și Șoriciul trebuie să fie, iată, fraged, să fie subțire, să fie. Care-i arta? E singura modalitate, nu există alta. Dacă vreți să consume șoriciul ca atare, porcul trebuie pârlit. Da? Tot ce înseamnă ce e opărit deja, adică prin scufundare cea, are în apă. Scună, nu, au, nu, are aburi abur. Abur, da. Scoate, da? Uh, nu se mai poate. Sunt multe, ca de obicei, pe piață, datorită cerinței, și un, adică cât șorici pot să fie dacă cere toată lumea. <laughs> exact, nu să mănânci șorici dar, cu kilogramul, nu, nu avem atâția cu, porci. În primul rând, pentru că un porc care a fost pârlit um, carnea care rezultă este diferită. Adică, în primul rând, gândiți-vă că sub, suportă o temperatură, deci, cumva, se încălzește carnea, slănina, deci De imediat E un pic mai compromis, să spun așa. Deci iată, de dragul șoricului, să zicem, sunt niște Într-adevăr, se câștigă pe o parte, dar gândiți-vă că și slănina după aia, adică dacă tu îl mănânci șoriciul, ai slănina... Lăsată așa, goală, adică nu are un aspect comercial să zici să faci o slănină așa. Și cumva... Sunt multe, multe fake-uri pe piață, deci trebuie să fiți foarte atent. Un șorici de calitate costă mulți bani, că, adică undeva peste 100 de lei nu îl mai găsești. Tot ce este sub nu prea nu mai calitatea care trebuie. Nu e, e un, un, un contrafăcut cu aciz, fierturi, nu știu ce fac, o înfrăgezesc. Nu și, De fapt nu e contrafăcut, e mai degrabă prelucrat, prelucrat într un fel în care da, nu da, mai adică este, nu, vreau să spun că ăla e un alt produs, cum da, ar veni. Exact, Oamenii un alt... fac ceva da. pentru că există da, cerință da, și da, un da, șorici aperitiv sau. Da, mă rog, asta e uh, uh, deci singura modalitate pentru a mânca un șorici așa cum Authentic, trebuie, trebuie să fie Din porc, porc pârlit. Pârlit, da, că o fie el de la țară, că o fi porcul din de la o fermă, dar pârlit să fie. Și atunci e gustos. Da. La capitolul carne, că știu că și aici, iată, oamenii se aprovizionează cu carne proaspătă, există foarte multe mituri, cum că, vai de mine, carnea care este pusă, eu știu, în plastic, în vid, în, în nu știu, ambalată în vreun fel ar avea conservanți, cât se poate păstra carnea refrigerată ca să fie bună de consum și dacă, că și aici trebuie să facem mențiunea, dacă avem o bucată de carne care a fost imediat luată de la un animal gata, sacrificat atunci pe loc, gen pomana porcului, sau ar trebui să așteptăm câteva zile ca, eu știu, să avem un gust, un rând, gust mai, în, mai complex? În primul rând, trebuie făcută la porc, mare atenție oriunde a fi, trebuie analiză Trichina este obligatorie, obligatorie și trebuie să... Dacă nu ai rezultatul, mai bine aștepți o zi, două, până îți vine ca să... Să fie și sigur pentru consultare... lucru, dacă există dubii sau cumva nu se poate, trebuie foarte bine gătită. Da? Porcul nu este una, o carne, în afară de mușchiulețul, să zic așa, care se poate face puțin roze. Nu aș recomanda niciodată porcul să fie Nu se gătește sânge, mediu sau mediu în sânge. În sânge. Da, da. Da. E o carne care trebuie bine gătită și de asta e, e și bine să aibă puțină grăsime care pentru că să face să face tare, da, Exact, exact. Da. 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 Deci asta voiam să zic că carnea depinde, adică în mod natural, adică în mod, cum se spune, cum... Ar fi uh, perfect, ar fi ca după sacrificare, carcasa să se lase la scurs și la. Ră, ră, Apropo da. de oamenii care, cu, care mai care există a care, fi da, care să taie porc în bătătură, și atunci toată această. Aia nu am, în tradiția la noi se face că atunci, ăsta, când se taie porcul la Crăciun, se uh, scoate bucată cu bucată piesele, se întinde pe o covată, cum făceau ei uh -huh. și se lasă, cu, se dă o mână de sare. Un pic și să lasă să se răcorească, cum ar veni, da. și la scurs un pic. Pentru că o carne tu poți să o păstrezi zile, da? Bineînțeles că ea oxidează la un moment dat, dar cel mai mare dușman, și în frigider, și cine, da. oricare, nu trebuie să stea în pungă, ea mai, mai bine să nu aibă lichid. Pentru că aia a, a, a sângele umezeala permite și temperatura deci să plasticul, dezvolte ba, plasticul nu este o, nu e o, o formă chestie, bună, nu. da. E mai degrabă mai la aer și un, la frig, mai da. Bine, puneți un, da, agățat ar fi perfect, da. să aveți un la câteva frig zile și la, aer, la frig, da. la aer. Și la o temperatură scăzută. După care fiecare carne se folosește unele de exemplu care merg la sunt diverse rețete. Se pot săra, se pot marina. Se... E mai bine dacă vrei să păstrezi o carne proaspătă, cel puțin carnea de porc, după ce s-a răcorit, s-a zvântat o congelez. Pentru deci că iată, o metodă o, de păstrare -o perfectă, frigul a fost întotdeauna un agent de conservare sănătos și culmea... Da, sau faci preparate. De da. exemplu, cum eu mi-aduc aminte când eram mic, era așa, am amintirea asta tot timpul în vine, că mi-era foame aveam o afumătoare făcută de bunicul meu cu un etaj făcut și cu cuptor, o invenție și mergeam desculți prin zăpadă, deschideam <laughs> un cheșul de ful, rupeam o cadă de cărnat și, și era așa, și tremuram de fric până mă întorceam înapoi. Dar era adică, raie, da cum ar fi satisfăcut da, de, de gustare. Gustul ăla, așa, e un gust care mi-a rămas întipărit. e Până la urmă asta eu încercăm și noi cu Zimbria să facem, să transmitem mai departe tradiția asta, sau să zic, ce mâncăm noi, ce ne reprezintă, că până la urmă eu, noi am început business-ul ăsta pentru că am crezut în ceea ce facem și am zis că de ce, de ce noi nu am putea duce mai înainte, la un nivel prestigios, produsele noastre care ne, ne caracterizează. Asta suntem noi și așa cum și ceilalți în alte țări au dus mai departe ceva care aparent, dacă nu crezi și dacă nu ești convins și nu reziști mult timp să propui ceea ce faci mai departe... Dar perseverența este, Perse o, o, este o... Așa rămân lucrurile da, în timp. Dacă da, nu se trebuie lasă, să ne, să nu, fi nimic nu se poate. Toată lumea poate să spună nimic. Și rămâne doar pe plan local. Adică noi ce am făcut, am încercat să ducem dintr-o zonă ca acasă, da, și să o ducem undeva într-un loc în care uh, lumea are acces uh, într-o chestie civilizată, cu condiții și să poate să devină ceva și atractiv și modern. Adică... Nu suntem nicio fabrică care să facem în regim industrial cu utilaje. Deci se poate, foarte se poate să fie artizanal, dar să fie suficient cât să satisfaceți clienții pe da, care, pe care, pe care i-ați mulțumit. Noi, da, că avem apropo, nișă, da, nu... apropo de rețete, cum, cum le alegeți? Le gustați, le încercați, le, le ameliorați, păi, cum faceți. Să... Și apoi calitatea să fie aceeași când iei un produs, să fie același gust. Aici e, e, e un. Um e un pic mai complicat pentru că de exemplu tot ce înseamnă materie primă, da, trebuie să fii foarte atent pentru că poate fi diversă de la un animal la altul și aici trebuie să știi cum să echilibrezi dozele. De exemplu poate un porc e mult mai gras în carne și unul unor... nu poți să fii obtuză, zici, Asta e rețeta atât agresiv. Dacă e o carne mai grasă o o o o o o alaxez, o o I o o o o o o ce pot să zic? Deci, gustul, deci trebuie gustat, indiferent de rețetă, probabil că trebuie gustat Noi și, și controlat de, de fiecare dată. Rețete ale noastre sunt alea care le sunt caracteristice tradiționale și cumva le-am adaptat și am mai redus, am mai echilibrat puțin condimente, de exemplu, unele produse care pe perioada sărbătorilor acum putem să adăugăm un pic mai mult de usturoi, că e rece, poate în perioada de vară îl mai reducem pentru că nu e chiar un produs pentru vară și poate fi și deranjant, nu știu, te duci să deschizi sacoșele, adică trebuie să fie un pic mai Așa atent, e, da? de, ca să, Apropo de sezon, da. iată, și la carne există un sezon. Apropo de ce preparate putem face din, vă dați din seama, carne. Produsele astea care le facem acum, se fac în, pre, în preajma sărbătorilor și e, sunt caracteristice, da? Deci nu, nu o să zic că facem tobă, lebă, și caltaboș tot anul. Da, Îl mai da. mai repropunem pentru că sunt clienți care consumă, dar e. e nu Și până la urmă tradiția e frumoasă, da. adică e bine să le mănânci în sezonul lor exact, ca să, le, ca să le aștepți, e. că dacă le-ai mâncat în fiecare zi din an, nu mai ai să zic, nerăbdarea și curiozitatea. Eu cred că așa cum natura ne-a ne obișnuit, natura ne dă totul la timpul potrivit. Orice animal, orice fruct or, are perioada, perioada lui. lui, de exemplu. E ok acum noi cu, cu tehnologii, cu, cu crescătorii de animale, cu tot, avem tot timpul, tot timpul anului, anului. Dar, dar nu e firesc. Dar, dar așa da. cum găsim și cireșe iarna, da. nu e firesc. Adică, e, dacă tu ascult și mănânci sezonier, totul pe sezon e foarte bine. Adică, pentru că există o mie de motive. În primul rând, temperatura scăzută, arzi multe calorii, o dar până și porcul, porcul Dacă e... l-ai sacrificat mijlocul verii, cum anume l-ai păstrat, Adică, el se, să sacrifică, păstrez, se da. sacrifică iarna și ar trebui să-ți ajungă până la Paște, și cumva a, să fie a... să fie prelungit așa. Atenție, e și um, gustul cărnii schimbă, pentru că, de exemplu, un porc, când se, când se răcește vremea, de adică, facem și oaia, de exemplu, oaia, toamna. Gâsca, toamna dacă așa ar fi. Eu, noi vorbim cum, ar, cum sunt uh, crescute să zic în mod uh, așa nu intensiv, numai nu în ar mod natural, la, natural, exact. natural, în să mod zic, natural. Au bă, un sezon în care ele s-au împlinit să zic așa un animal spre toamnă după ce a mâncat, după și în al doilea rând expunerea la căldură. O carne care e un animal care suferă de căldură se resimte și în carnea. În, în mirosul cărnii în, pentru că altfel al, al îi pătrunde da? de asta Atât și boică. au început să facă bunăstarea animalelor pentru că când sunt foarte înghesuite capătă și un miros, le, le pătrunde, suferă animalul. Nu e clar să, să ținem cont de faptul că, iată, inclusiv la capitolul vânătoare, există sezoane, pentru că animalele se reproduc, au nevoie de timp să crească. Carnea unui animal tânăr, cum bine ai spus, da. este diferită de a unui animal care da. ajunge la maturitate Eu... și atunci acest rost, dacă nu-l respectăm și nu-l nu nu consumăm alimentele în sezonul lor, bineînțeles că nu le putem aprecia și savura la, la adevărata lor valoare, însă porcul este cu siguranță vedeta acestui sezon și mă bucur mult că am avut posibilitatea să vorbim despre el. Chiar dacă suntem la sfârșit de noiembrie, e clar, urmează această vacanță de 1 decembrie, urmează apoi sărbătorile de iarnă și românii, așa cum sunt ei prevăzători, încep deja să-și facă planuri, să-și facă provizii, iar porcul trebuie să fie prezent pe masa noastră. Iată, e momentul. Momentul bun pentru el, și dacă uh, toate aceste produse și preparate din port le consumăm cu măsură, nu putem decât să, uh, să ne bucurăm, și până la urmă să fim uh, mulțumiți și împăcați, pentru că, dincolo de nutrienți și de calorii, mâncarea înseamnă emoție, mâncarea înseamnă tradiții, înseamnă obiceiuri și înseamnă până la urmă un. Uh, cadru familial în care vrem cu toții să avem căldură, belșug și stare de bine, pentru că despre asta sunt sărbătorile de iarnă. Și aduce fericire. În o Categoric, bună. da, deci ne <gri> face <surâsul>. fericiți. <gri> da. Da. Bunicii noștri știau Crăciunul este sătul și Paștele fudul, deci acum de sărbătorile de iarnă trebuie să fim și sătui și fericiți, iar porcul contribuie contribuie da. la asta. Îți mulțumesc mult, Marius, să avem musearbatorea, atunci drag. cu belșug și să faceți în continuare lucruri bune din porc. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, eu mulțumesc și eu. Frecvența costului cu Mihaela Bilic la Europa FM.